Bună! Bine ai venit în bucătăria mea! Astăzi voi prepara clătite de post, foarte gustoase, fără praf de copt și fără zahăr. Ingredientele folosite sunt următoarele. 200 de grame făină de grâu, o optimă linguriță sare, un sfert de linguriță scortișoară, o linguriță semințe măcinate de chia, 3 lingurițe apă, o jumătate de litru lapte vegetal. Laptele folosit este un lapte de ovăz de la Naturly. Eu l-am primit spre testare de la Bastor și Orkla Foods România. Laptele este 100% pe bază de plante, nu are adaus de zahăr, are o aromă plăcută de vanilie, este făcut din fulgi de ovăz fără gluten, ceea ce îl face potrivit și pentru cei care au probleme de sănătate și nu pot consuma gluten. După deschidere se păstrează în frigider maxim 4 zile și se agită cutia înainte de consum. Amestec mai întâi chia măcinată cu apa și las castronelul deoparte pentru 15 minute. Pun într-un bol mare sarea, scortișoara și făina, amestec. Apoi adaug treptat laptele. Amestec bine cutelul pentru a evita formarea de cocoloașe. La final adaug și chia și amestec bine. Le coc într-o tigaie de fontă, care trebuie unsă cu ulei, căci altfel lipește. Cred că ies foarte bine și într-o tigaie antiaderentă, dar nu am încercat, căci vechea mea tigaie care nu lipea s-a deteriorat și nu o mai folosesc. Din această compoziție ies 8 clătite. Le voi mânca cu magiun de prune și puțină nucă măcinată. Magiunul este făcut de mine anul trecut, mai am puțin. O să las și rețeta lui în descriere. Pentru decor folosesc un sirop de curmale. Sper că ți-a plăcut rețeta. M-aș bucura și m-ar ajuta un like și un share la acest clip. Ca să fii la curent cu tot ce urmează să postez, te invit să te abonezi la canal dacă n-ai făcut-o deja și să dai click pe clopoțel pentru a activa notificările. Pe data viitoare! Pa, pa!